După ce a intrat în cursa de eliminare, Bogdana a reacționat făcând anumite observații. Ia opriți-vă puțin din gât, să vedem cine mai este mireasa și cine e mireasa de fapt. Hai să mergem pe corectitudine. Da. Unde? O să pleci acasă cu bărbatul tău și să te duci la soacră ta să-i spui, auzi, mamă, soacră, fă-mi să mănânc, că eu nu știu să fac. Aici e problema de la început și îmi susțin părerea până plec. Și o să-mi o susțin și în live dacă sunt întrebat aceeași părere. Pentru că asta e adevărul. Pe bune, chiar așa. Voi faceți mâncare, voi face... Păi nu, aici nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să vorbești, să dai din gură. Ce n-ați înțeles? Nu există corectitudine. Și așa e lumea, în general, nu aici doar. Asta e legea. Și în afară e la fel. În afară casei, în realitate, e la fel. Eu mereu am avut de pierdut pentru că nu am fost la fel ca ceilalți și nu am fost falsă. Iar în emisia de ieri, Bogdana a fost invitată să lămurească observațiile făcute. Bogdana. Da. Că dacă o să mă întreb în live, o să zic, păi normal că te întreb. Da, știu. Părea așa că bați, uite acolo, la Ana și la Daniel. Nu neapărat. Ei, păi, dar ea mirează săptămâna, în serios, alta nu știu. Da, nu era vorba de Ana. Dar de cine? De altă mireasă din alt sezon? Nu, eu am fost pur și simplu nervoasă că am impresia că nu se face totul după realitate. Ai o săptămână la dispoziție să le arăți oamenilor ce fată minunată ești tu. Fără nervi, fără înjurături și fără aruncături de săgeți. Mai târziu, în brațele lui Liviu, Bogdana părea ușor descumpănită. Eu am zis realitate. Păi asta zic și eu tot timpul, numai realitatea o zic. Adică asta ar trebui să vadă publicul. Cine merită să continue parcursul păi și este, cine nu? Dar nu înțeleg. Ori trebuie să fim reali, ori trebuie să fim falși și ca să rămânem. Indiferent orice ar fi, știi ce se întâmplă, nu? Da. Păi figura. Ce faceți? Hai, te-a stătă. De vorbă cu... Tot eu am picat iar prost, bineînțeles. Deci săptămâna asta trebuie liniște. Ce liniște? Că deja a început bine. Liniște, liniște și iar liniște. Nu trebuie să te mai intereseze de absolut nimeni, Bogdana. Mă deranjează că alții sunt văzuți bine și nu fac nimic decât să vorbească și noi suntem văzuți foarte prost. Mireasa primei săptămâni a fost aleasă pe lacrimi și... Da, eu la asta m-am referit. Și eu tot la asta mă refer tot timpul. Gata. Adică... Gata, tăceți. Să fie bine să adică tematica dacă... emisiunii e dragostea, nu plânsul. Plânsul și... Asta aia m-a deranjat atât, în rest. Acum, în dragoste și război, tot e permis. Da. Deci, am zis voi trebuie, aveți grijă cu săptămâna asta. Păi, putin să vezi. Liviu, și, mami, nu trebuie să te grăbești. Cu ce? Da. Afirmați. Da. Și ce vrei? Cum vrei să tratezi situația? Și nu trebuie să te grăbești pentru că, Doamne ferește, dacă să zicem că o dă pe Bogdana afară, au mai fost și în alte sezoane, poți tu să o rechemi înapoi. Hai să lăsăm lucrurile așa să decurgă frumos. După sfaturile doamnei Lucica, cei doi parcă erau mai relaxați, dar comentariile nu încetau. Uite, Andrei e singurul care a susținut ce am zis eu. Am rezonat cu Bogdana. Dreptate, ce am spus. Acum consider că fiecare are punctul lui de vedere. Poate Bogdana nu are 100% sau eu nu am 100%. Au fost și nervi și la rece, atunci la cald, când vorbești la cald. Chiar cu persoanele acelea, dar știu, eu pot să le enumăr cu punct și virgulă. Și eu pot să enumăr persoanele care n-au niciun scop în emisiunea asta. Da. Mai ales la fete mă refer, că ele sunt brigada lor, de stau aici ca micii pe grătar, întinse patru femei pe canapeaua asta. Una a plecat. Și se plâng la soartă că la nu e crudă cu ele. Iar în casa băieților, Daniel îi cerea lui Liviu să-și exprime opinia privitor la observațiile Bogdanei. Ce părere ai avut despre remarca Bogdanei? Care? Aia, vis-a-vis de, mă rog, linia a fost clară. Toată lumea s-a dat seama că vorbea de Ana la faza aia. Dar ce părere ai avut tu? Când ce? Când vorbea de perfecțiune? De perfecțiune, de psihologul, că Ana este persoana respectivă. Oricât ar zicea, toată lumea și-a dat seama. Nu știu de ce a vorbit așa. De nervi, de supărare, nu știu. Dar nu văd de ce ar bate în Ana. Că Ana, până la urmă, e
una din prietenele ei din casă de acolo. Și problema nu e cu locul întâi, cine e pe locul întâi. Că ăsta e meritat și la noi și la fete. E problema cu cum se ia celelalte locuri. Da, pe aia o că topurile nu sunt făcute după exact ce se întâmplă, ci după, na, situații. Știți care e faza cu emisiunea asta aici? Vorba doamnei Simona, nu se alege nici gospodina, nici gospodinul păi săptămânii, da, știi? Da, se alege imaginea unui cuplu, gen, uite, cum ar fi imaginea bărbătească și imaginea feminină a cuplului, știi? Da, da, da. Și aici nu contest, eu i-am spus și ei, băi, voi sunteți pe locul vostru, eu n-aș vrea să fim vreodată pe locul întâi sau ia pe locul întâi. Dar parcă și pe ultimul... Da, Liviu, da, hai să zic. Aici îți tragi singur sforile, îți tragi niște concluzii și începi tu să te adaptezi în funcție de cum da, se lucrează. Da, 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 așa e. Uite, eu sunt... nimeni vină, îți dau exemplu, Daniel, n-are nicio vină el că el e un om care știe să-și găsească cuvintele și să discute cu noi explicit, că eu nu știu. Eu știu că nu știu. Încerc cumva să învăț. Păi, dar nu am o problemă cu chestia asta. Ea e pe ultimul loc din ce s-a întâmplat data trecută, săptămâna trecută. Din cauza ta. Drept dovadă, Daria a urcat nu accepta pe ce ai făcut tu, dacă ea nu a acceptat ce ai făcut tu, cât e foarte bine în ochii publicului și eu a acceptat, nu există numai vina ta. Da. Amândoi se zivină. Nu-i vorba că i-au acceptat, ea trebuia să gestioneze altcumva situația. Uite, bă, băiatul, înțeleg că tu mă plagi, uite și rezolvă problema cu Daria. Plus, dar stați puțin, că la Bogdana, aici, cred că în ecuația asta, Liviu joacă un rol minuscul, dacă stăm să luăm așa. A fost și reacția Bogdanei din live, cu că da. Dacă îți dau una, da, da, știi? Da, da, da. Adică, până la urmă trebuie să ți le asumi, tăte. Și uite seama că Dita mai susținătorii o să lovească în Bogdana, că practic eu adus o jignire, că știm prea bine unde au făcut referire toți. Ne-am prins. Sau iar dacă faci referire, e bine să zici cum am zis atunci cu faza cu plătea la început. Eu i-am zis, Bogdan, pe mine nu mă deranjează, poate să zică toată lumea ce vrea. Să nu vă periclitați voi imaginea sau să nu vă fie vouă mai rău. Nu o apăr dacă a vorbit de Ana, ferească Dumnezeu. Că până la urmă mă interesează și pe mine imaginea ei, să nu se pună mai rău decât pare, știi, în momentul de față. Și nici n-ar avea dreptate să vorbească ceva de Ana, da. Nu, eu cred că i-a bătut altcumva și după aia a ajuns și la chestia asta. Adică, cum și eu am vorbit, de exemplu, publicul s-a grăbit în a alege-o pe Cosmina, care s-a dovedit la două zile după a fi... Nu mă, da, asta vreau să zic, că și publicul poate să mai greșească, știi? Să mai vadă lucrurile cum nu sunt. Și ce cum? Rău, pe plâns, pe ălea, pe ălea. Alina a fost în top, săptămâna trecută Alina a fost pe locul 2. Din ce cauză? Că plângea pe aici, că nu vrea nimeni. Adică pe mine mă enervează că nu asta e esența emisiunii. Da, uite, Ana n-a plâns și e pe locul 1. Nu este vorba de Ana, chiar dacă ți-a înțeles foarte greșit, am avut ieri o discuție cu doamna Crina după emisiune. Da, hai să avem și noi o discuție. Da, cum să nu? Da, adică eu vreau să înțelegeți că nu e despre cine plânge. Serios. Păi, Ana e plâns în emisiunea asta? Nu era vorba de Ana. Și atunci, păi, da, nu, da, eu vorbesc de plâns, că voi susțineți că dacă plângi, intri automat în top. Fata asta n-a plâns și e în top. Nu e, nu știu, Daria, păi, s-a întâmplat să plângi. Da, nu era vorba de un pic, Daria. Dar nu plângi constant, adică nu ești o plângăcioasă. Nu băteam în niciun caz la Daria, pentru că Daria e... Bun, Cosmina a plecat, de acum 3 săptămâni, a fost o singură dată, deci ca și cum nu se pune. Am înțeles, poate am greșit eu cu ceva, dar v-am spus, eu mi-am spus părerea sinceră, nu consider că poți să alegi mireasa sau, nu mireasa, mă rog, să fii în top în momentul în care tu plângi și atât. Dar nu spuneai doar de plâns, păi că cine nu face nimic, că ce faci, că ești de aici și o să-ți gătească soacra, adică nu spuneai, da, ai spus multe, Bogdana, și uite, și mine, ți-am spus-o și ieri, poate lumea tocmai asta taxează, faptul că nu ești... sinceră sau nu ești asumată? Sincer, am vorbit cu mamele atunci, era vorba de faptul că ele gătesc în permanență și fetele nu fac ceva anume. Adică n-a luat nimeni inițiativa, ca fată mă refer, să vină să zică, hai, facem noi azi sau ceva de genul. Da, o ajutați. Bun, dar dacă eu din ce am înțeles din discuția de astăzi, că doar mamele gătesc, înseamnă că... Și ele au fost supărate atunci puțin, adică a fost o chestie. Am mers... Nu odată, de două ori la Maria. Maria, ești de acord să te ajute cineva? Nu. Maria, nu-i prea mult pentru tine? Nu. Cu asta s-o obișnuită, deci nu.
categoric. Atunci a fost altă discuție. Deci Maria își dorește să gătească, toate știm gătit. Dar dacă ea își dorește, o lăsă. Doamna Maria, nu trebuie să se... De la 9:30 emisia asta începe la ora 2. Pe bune, și eu mă machiez în fiecare zi. Dom'le, într-o oră, știi cum e, ești cu spălat de păr. Nu există. Nu facem machiaje speciale. Dacă oamenii vor, lăsați-le să arate treaba asta, că vedeți că sunt discuții. Vă rog frumos, până săptămâna viitoare aveți liber. Mulțumesc. Aici a fost discuția, nu vorbesc greșit. Dar cine sunt ăștia falși, ca să înțeleg că și tu vorbeai? Falși? Vorbești de brigadă, iarăși, s-ar putea să supere fetele. Adică faptul că... Stai puțin, sunt doar două cupluri. Restul fetelor sunt și restul băieților sunt oameni singuri. Asta nu înseamnă că dacă sunt singuri, nu-și găsesc rostul în emisiune. Ce e brigada? Auzi, mai de mult niște discuții între fete pe în terasa fetelor acolo și toți se plângeau una la alta, se victimizau, nu că sunt falși, m-am exprimat eu greșit. Victimizarea asta continuă. Cine? Era, pe vremea aia, era Alina Madi, Bianca și nu mai știu cine. Bianca, cea care a plecat. Mm-hmm. Da, mi s-a tipărit mie așa imaginea, dar nu am nimic personal cu nimeni, ferească Dumnezeu, doar discutam așa. Da, acum vorbesc și ele despre trecutul lor, că despre prezent se întâmplă acum și când o fi să vorbească ceva despre prezent, adică... Vreau să zic și eu ceva, nu știu de ori. Cine m-a auzit pe mine să plâng aici că nu am găsit pe cineva? Nu, era vorba. Adică... Sau că nu mă vrea vreun băiat. Și cu atât mai puțin discuția despre Daniel și Ana. Asta... Pot să zic și eu ceva? Te rog. Zic, eu am și susținut. Eu am fost acea persoană care am plâns, dar n-am vrut să se vadă, stai persoanele din joc. Pur și simplu mi-a venit să plâng pentru că poate nu mi-am găsit locul și o susțin până la capăt. Eu chiar îmi doresc ca lumea să aleagă ce trebuie și eu chiar îmi doresc să plec acasă. Adică și îmi susțin numai bine, că știu ce spun. Sunt foarte hotărâtă. Acum, eu știu că, în general, oamenii, ca și într-un film, știi, că vezi un personaj care ți se pare că este osândit și normal că victimizezi cu el, că empatizezi cu el. Dar de aici până a spune că votezi, că se plânge, acum n-aș vrea să înceapă toată lumea să plângă, că nu este despre asta votul și tocmai v-am dat un exemplu. Da, eu nu știu ce o să voteze, habar n-am. Da, eu mi-am spus... Vineri aflăm. Da. Consider că venind aici în această emisiune, trebuie să fii un om, în primul rând, fericit cu tine însăți. Adică tu deja să fii un întreg în via ei, să nu fii o persoană care are nevoie de cineva doar ca pansament sau doar... Da, ca... Bogdana, dar vezi tu asta că să fii fericit cu tine. Să fii fericit indiferent pe ce poziție a podiumului ești. Pentru că tu ți-ai manifestat frustrarea încă din prima săptămână și oamenii au taxat treaba asta. Că s-au gândit așa, dacă ea se vede ea mireasa săptămânii, că tu aveai o problemă cu Cosmina. După aceea, tu în continuare, retorica ta este aceeași, că de ce mireasa săptămânii că eu sunt pe primul loc când ar trebui să fiu pe primul loc? Știi cum e? Da, poate am exagerat, într-adevăr, asta îmi cer scuze, pe mine nu dar mi-am când spus am părerea doar și poate merg prea mult pe corectitudine și nu e întotdeauna corect ceea ce gândesc eu, poate au dreptate. Și poate a trebuit să mai uiți și tu un pic de podium, zic. Da. Știi? Că să te bucuri de relația pe care o ai aici. Că uite, tu spre deosebire de alte fete, ești norocoasă că ai o relație. Nu că ele n-ar fi norocoase, doar că n-au o relație în clipa asta. Consider că mi-am îndeplinit scopul pentru care am venit și sunt foarte fericită pentru asta. Cu atât mai bine.